La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii există și o grădină zoologică, toată lumea știe, deschisă tot timpul anului, un loc de relaxare în care vii cu familia, copiii în special, și cu care te delectezi, în care te delectezi vis-a-vis de ceea ce înseamnă relația cu animalelor, responsabilitatea cu acestea și fără doar și poate, afli lucruri noi. Ei bine, un lucru nou ce se poate afla de la noi, în curând, primele maimuțe. Este vorba de lemurieni pe care intenționăm să-i aducem anul viitor. Deja le facem amplasamentul, le pregătim condiții de amplasament, însă nu vrem să-i aducem în mijloc de iarnă ca perioadă de adaptare, ci să aibă o adaptare progresivă și probabil că undeva în martie-aprilie, înainte de sezon, aducem acești lemurieni care vor constitui o primă prezență la Complexul Muzeal, la Grădina Zoologică din Constanța, numită și microrezervație, și care vor transmite o informație vis-a-vis de strămoșii noștri, vis-a-vis de responsabilitățile care le avem față de anumite animale care, din păcate, trăiesc în medii restrânse, trăiesc în medii care suferă de prezența omului, de impactul antropic și care, din păcate, se află într-o situație de restriște. Cei pe care îi aducem, nu. Este vorba de ringtail sau cel cu coadă inelată. Însă alte specii de lemurieni suferă de condițiile oferite de om. Spun în ghilimele condiții care nu totdeauna sunt cele favorabile menținerii lor în natură.